Pentru a doua oară la Slatina, artistul Corneliu Drăgan Târgoviște prezintă iubitorilor de artă peste 100 de tablouri în acuarelă realizate cu o tehnică nouă. Ca să faci acuarelă trebuie să ai talent înnăscut, trebuie să ai o mare sensibilitate artistică și să fii un mare maestru al stăpânirii culorilor. Eu spun că Drăgan Târgoviște întrunește toate aceste calități și la ora actuală ne face o cinste galerie Artis prin prezența sa la Slatina cu asemenea expoziție de o asemenea învergură. Și când vorbesc de acest lucru, spun că puține au fost expoziții în ultimii ani organizate în cadrul galeriei Artis care să îngemăneze cumva 100 de lucrări. Deși este recunoscut pentru peisaj și cromatica aparte, de data aceasta abordează și portretul, recurgând la o tehnică ce îi surprinde pe cunoscătorii genului. Acest an dumnealui ne oferă o surpriză deosebită, întrucât vine cu piese noi, piese diferite care nu au mai fost prezentate publicului slătinean și ceea ce este interesant, cred că putem vedea o schimbare în factura lucrărilor, chiar dacă tehnica este aceeași, dar se cunoaște un anumit tip de expresivitate cu totul diferită față de lucrările anterioare care erau, să zicem, puțin mai cu mința. Artistul este membru al mai multor societăți de artiști plastici, a pictat și biserici și a expus în Bulgaria, Statele Unite ale Americii sau China. Cornelu Drăgan Târgoviște este unul dintre lorzii caricaturii românești, un artist extrem de curtat în galerii internaționale din Franța și Germania și, ca să spun într-un cuvânt totul, este singurul român acceptat în societatea de acuarelă mondială de la Birmingham din Anglia. Aceasta este cea de-a doua expoziție găzduită de Galeria Artis anul acesta, iar iubitorii de artă pură în acuarelă, care vor să admire satul neauș românesc din prisma unui artist, dar și prin prisma culorilor vii care emană dragoste de frumos, o pot face vizitând galeria.